Lovitură dură pentru Dani Mocanu, artistul riscă să facă închisoare. A fost audiat timp de 24 de ore și acuzațiile sunt grave. Manelistul este în stare de șoc după ce mascații au dat năvală peste el. Urmărim declarații bombă chiar acum. Ce s-a întâmplat? Cum te simți? Ce să se întâmple? Nu-mi vine să cred nici acum. E un caz unic în România. De fapt, nici în afară n-am văzut până acum să fie cineva săltat cu mascații pentru o melodie pe care a făcut-o. Mi se pare, nu știu, mi se pare incredibil. Asta e o ură personală din partea procurorului, să zic așa. Era foarte simplu să-mi trimit o citație, mă prezentam. Sunt foarte nervos, sunt foarte supărat de situația creată. Dani, 24 de ore au durat audierile, asta ne-a spus fratele foarte tău. Mult, da, foarte mult. A fost bătaie de joc. Asta e și intenția domnului procuror, să facă bătaie de joc. Da? Abuzează de putere, dar acolo unde e nevoie, unde e nevoie neapărat să se intervină în forță, acolo se stă cu mâna să repet. Ce s-a întâmplat? Când a venit Dani? Dimineața a venit. Ați apucat să vorbiți ceva? V-a zis ceva? Da, am vorbit cu el, mi-a spus mai exact că nu i-au pus nicio interdicție și că au stabilit un alt termen pe 2 septembrie în care va trebui să se prezinte pentru a continua povestea. Ceea ce mi se pare total absurd, total aberant, ceea ce se întâmplă din cauza la o melodie să ajungă aici și legea spune că riscă să prispășească între 6 și 3 ani. Între 6 luni și 3 ani? Da. Nu a făcut referire la nimeni, la... Na. Și... și totuși ei au imputat că a făcut, că e vorba de instigare și de violență asupra femei. Da. Câte ore au durat audierile? 24 de ore au durat audierile? Da. Incredibil. L-au pus să povestească cum s-a gândit sau... Apa, nu, anumite declarații, anumite... nu știu, tot despre ce era vorba în videoclip. Uh-huh. Mai multe nu am putut să vorbesc pentru că îți dai seama, foarte obosit. L-au adus tot ei acasă sau a venit singur? Nu, a venit singur. Uh-huh. Da. Cu avocatul ați reușit să stați de vorbă? Nu eu, pentru că îmi dai seama, după atâta bulversație și cantamul ăsta a creat, a venit singur și n-am știut, nu mi-a sunat, telefonul lui era acasă. Dar el ce face? E bine? E ok? Adică pare... Da, e liniștit normal, doar că e iritat normal de situația care e și mi se pare absolut aberant tot ce se întâmplă cu situația asta, doar pentru o simplă melodie care nu face referire la nimeni.